Primirea participanților la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de 2017 continuă și astăzi, vineri, 1 septembrie. Voluntarii ITO îi așteaptă pe tinerii din țară și din toate colțurile lumii la căminele studențești din Iași, care au fost special pregătite pentru aceștia. Participanții au început să vină încă de la primele ore, astfel la ora 7 deja ne-am bucurat de grupul din Oradia, pe care am primit cu mare drag, am cazat. În continuare sunt vin cei din Iași, protopiatul Iași, 1. Voluntarii sunt foarte buni și încercăm să facem față, să ne aglomerăm, să evităm o îmbulzeală. În continuare știm să vină tinerii din Bulgaria, din Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia și Episcopia tomisului nădăjduim să vină până în ora 16 toate, toate grupurile. După ce tinerii vor fi cazați și vor prelua camerele, vor lua cina împreună, vor fi amenajate două corturi aici în incintă și vor primi fiecare masa. Cine după care vor merge împreună pentru deschiderea oficială? Începând cu ora 18, tinerii vor lua parte la deschiderea oficială a evenimentului, ce va avea loc în grădina Palace, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României și a altor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.